Vai, vai, bine că vine vacanța. Înnebunesc la chestiile astea ale lui Iordache. Domne, discutăm, dialogăm. Nu înțeleg de unde atâta patimă. Adică pui niște amendamente la codul penal sau de procedură de genul victima să fie interogată de agresor, iar când îți sare lumea în cap, tu spui: stai, domne, stai, domne, că sunt consultări. E dialog, e discuție, e... Nea Iordache, poate nu înțelegi, dar nu poți să vii la o discuție despre pedofilie cu o cutie de ciocolată în mână și să spui că ești plin de bunăvoință. Așa și cu aceste modificări. Nu poți să spui: stai, domne, discutăm și noi, vedem. Nu, nu vedem nimic. Unele chestii legate de justiție nu pot fi discutate, nu pot fi negociate. Sau discutăm orice, atâta timp cât și eu și tu vedem că ne plasăm în spațiul rezonabilului, într-un orizont comun. Nu poți să zici: bă, eu vreau să-ți dau una în cap. Frate, ești nebun, cum să-mi dai în cap? Păi stai, domne, că a fost o propunere, nu e nimic votat. Sunt foarte multe amendamente care au creat o anumită tensiune, care nu au fost suficient prezentate. Vom avea o dezbatere. Ați văzut, a ieșit Horodnicianu de la DIICOT, pe bune, părea că a făcut pareză. Cred că nu putea să mai vorbească de nervi, săracul. Probabil a venit ca să-i vadă și el la față pe cei care au putut să gândească chestiuni de genul agresorul să fie de față atunci când procurorul vorbește cu agresatul. Iar asta la agresiunea față de minori, voi vă dați seama. Deci până la urmă, marea întrebare este: cine a putut să gândească așa ceva? Trebuie să avem instrumentele pentru a ne duce la bun sfârșit în datoria noastră legală și constituțională. În acest moment, tot ceea ce se întâmplă în alte țări este ca mijloacele de probă să se rafineze. Modul în care ancheta penală se efectuează față de noile tendințe în săvârșirea de infracțiuni, care sunt din ce în ce mai rafinate, trebuie să se rafineze și în continuare. Activitatea DIICOT cu siguranță ar putea fi blocată de un singur element, de lipsa ca mijloc de probă a raportului de constatare tehnico-științifică, fără să le mai mintim pe toate celelalte. Nea Ciordache, pare că pe modificările pregătite pentru codul penal o să dați înapoi. Rămân modificările din legile speciale. Dar stai liniștit, bre, stai liniștit, ne-am pregătit și la alea, da, le știm ca pe apă. Până nu zici: hai mă că am glumit, nu ne lăsăm. După care te luăm noi. Așa se glumește, mă băiatule. Ia vino încoa, vino încoa, hai să-ți arătăm niște glume de la noi, de la țară. Da, niște glume de-astea bune, vino încoa.